ziua și bine v-am găsit la Știința Vieții. Mă numesc Marius Vornicescu și astăzi am invitat pe Ionuț Chiriac. Bine ai venit, Ionuț! Bine te-am găsit! Cu Ionuț o să discutăm astăzi despre yoga. El este profesor de yoga, Ionuț. Vom discuta, pentru că suntem încă în spiritul sărbătorilor pascale și despre Sfânta Lumină la Ierusalim. Vom povesti un pic și apoi vom intra cu putere în subiectul yoga, un subiect foarte vast, un subiect despre care o să tot discutăm de-a lungul emisiunii. Și vreau înainte de toate să încep cu o pildă. Îmi plac foarte mult pildele, de asta am și tot scris în direcția asta la cărți și va fi consacrat așa în emisiune pilda săptămânii. Spune că un vapor a naufragiat și din toată lumea au scăpat doar 3 bărbați și au ajuns pe o insulă pustie. Au căutat oameni, n-au găsit nimic. La un moment dat au intrat, i-a cuprins panica că vor muri acolo și simțeau nevoia de a se ruga. Erau oameni simpli, oameni care nu aveau carte, nu știau să scrie, nu știau să citească și nu știau cum să se roage. Deci, efectiv, nu știau nici măcar o singură rugăciune. Și au zis, păi cum să ne rugăm? Știau că există o Sfântă Treime și ei erau tot trei. Și au zis, și au început să se roage, voi trei, miluiți-ne pe noi trei. Și asta spuneau toată ziua. Și au trecut ani și după 10 ani un alt vapor trece prin zonă. Un vapor cu misionari creștini care încercau să creștineze zona. Au văzut foc pe insulă, au zis, ancorăm aici, mergem să vedem ce băștinași găsim pe aici, să-i creștinăm. Zis și făcut, s-au suit în bărci, au venit cu preoții la mal, cu capitanul și au găsit pe cei trei bărbați. Părul lung, bărbi. Ce faceți aici? Păi ce să facem? Bărbații au povestit, am naufragiat cu mulți ani în urmă și cum vă duceți voi traiul? Păi ne rugăm toată ziua, ce să facem? Că nici nu aveau prea multe opțiuni. Foarte bine, zice preotul. Dar cum vă rugați? Zice, părinte, noi suntem oameni simpli, nu avem prea multă carte și ne rugăm așa simplu. Voi trei, miluiți-ne pe noi trei. Vai, păcat, fiule, zice preotul. Cum, nu știți nici măcar Tatăl nostru? Nu știm. Bine, păi, inițial a vrut să ia pe vapor, să-i ducă înapoi în lumea civilizată. I-au spus, rămânem aici că ne-am obișnuit cu rugăciunea. Preotul fiind impresionat a zis, bine, uite, o să rămân 3 zile aici și o să vă învăț câteva rugăciuni de bază, printre care și Tatăl nostru. La final s-au suit în barcă, și-au luat rămas bun și au plecat. Au ridicat ancora și vaporul a început să se deplaseze. La un moment dat, câțiva marinari, un stop, vine cineva spre noi. Când colo, cei trei bărbați care plecaseră de pe insulă, mergeau pe apă către vapor. Toată lumea mărmurită, cum era posibil. Urcă repede pe vapor, se duc repede la preot și îl întreabă, părinte, cum era rugăciunea cu Tatăl nostru, că am uitat-o? Iar părintele a spus, uitați tot ce v-am învățat și rugați-vă așa cum v-ați rugat până acum. Pentru că ei se rugau simplu, dar cu trăire. Ei conștientizau momentul prezent și conștientizau rugăciunea la alt nivel. Adică nu erau atât de prinși și agățați în dogmatică, în tipare, într-un tipic și cu mintea în altă parte. Știau puțin, dar ceea ce făceau îi făcea să aibă o conexiune directă cu divinitatea. Am spus pilda asta pentru că, și am spus-o deseori,
pentru că am vrut mereu să arăt că prin simplitate și prin trăire poți ajunge la un nivel spiritual mult mai înalt decât un om cu două, trei facultăți și cu multe studii ezoterici. Și pentru că toți suntem în sărbătoarea Paștelui, înainte de a începe subiectul emisiunii yoga și beneficiile ei, ar vrea să discutăm un pic pe tema învierii la Ierusalim. E un subiect foarte discutat și pentru unii controversat. Cum vine Sfânta Lumină în ziua de Paști, în timpul slujbei la ortodoxi? În fiecare an se petrece un miracol acolo. Lumina coboară în spațiul respectiv. Este un singur preot desemnat care stă acolo și are dreptul să intre. Patriarhul, din câte știu. Patriarhul, da. Și la început această lumină coboară într-un spațiu care, în care este destinat și este o lumină care nu arde, care începe să ardă. Timp de un minut, două, este imaterială. Este imaterială, după care se concretizează în lumina și în flacăra care după aceea e trimisă la toată lumea. Și practic, în felul acesta, un miracol se petrece în fiecare an, an de an, la Mormântul Sfânt. Și ceea ce mi se pare inedit, da, poate pentru cei care ar contesta acest fenomen, este că în perioada medievală, în secolul XIV-XVI, când otomanii aveau acolo, erau cei care dețineau administrația, da, într-un an au blocat accesul la această lumină. Și s-a petrecut un miracol, lumina a perforat zidul și a aprins lumânările patriarhului. Și se spune că cei care păzeau acolo și erau musulmani, soldații otomani s-au convertit la viziunea unei. Sunt multe povești de genul ăsta și am citit și eu destul de multe cărți în direcția asta, am văzut și pe internet, sunt foarte multe filmări, sunt din ce în ce mai multe. E bine că oamenii pot filma și apare emisiuni în direcția asta, pentru că cu ceva timp în urmă nu existau atât de multe mărturii. Adică erau credibile doar prin poveștile altora și prin cărțile scrise. Așa, când vezi și imagine, e ceva. Am discutat cu multă lume care a fost acolo chiar de momentul învierii și au venit total transformați. Și pentru că primul test, cred, pe care îl fac toți, este acela de a te da cu acel mănunchi de 33 de lumânări, simbolizând cei 33 de ani pe care i-a avut Iisus pe pământ, să se dea prin păr, pe față și să nu iardă. Și e ceva. E un fenomen deosebit. Mie, din acest moment sfânt, mi se pare excepțional faptul că această lumină coboară prin miracol divin, parcă pentru a ne aminti fiecăruia dintre noi, când aprindem acea lumânare de la lumina cristică, conștiinței cristice, care produce acest miracol, ajunge la fiecare dintre noi lumina care să ne aducă aminte că noi, de fapt, suntem lumină în interiorul nostru și parcă o lumină se coboară peste tot spațiul care sărbătorește acest moment. Sunt zilele acelea sacre și cu multă liniște și pace pe care le petrecem în familie. Și eu mă raportez la fel mereu când merg la biserică pentru a lua lumină și mereu o raportez la lumina interioară, la acea scânteie divină pe care o avem cu toții, doar că stilul de viață ne face să uităm de noi și suntem ancorați prea mult în exterior și prea puțin în interior să vedem acea flacără pe care o avem cu toții. Iar aici putem să intrăm în tema emisiunii, pentru că în foarte multe forme yoga este definită ca practica prin care reunești lumina din tine cu lumina divină, cu scânteia divină din tine cu lumina conștiinței divine. Acum că tot ai făcut introducerea asta frumoasă, ce este yoga? Ai predat mult timp yoga și predai în continuare și ai o experiență destul de vastă în direcția asta și
chiar mi-am dorit să te am pe tine în emisiune, să povestești, să povestim multe în direcția asta. Mulțumesc pentru invitație și mai ales că ne leagă atâtea experiențe împreună și spirituale și în primul de prietenie. Rând, yoga este o religie, pentru că multă lume, acum mi-a venit întrebarea asta, foarte multă lume o confundă cu o religie. Faptul că vine din India și multă lume a combinat partea religioasă din India, în special partea de hinduism, cu știința asta veche, yoga, mulți au adus-o așa și în Europa și în Statele Unite, și multă lume o confundă. Este yoga o religie? Adică un practicant de yoga, mai ales că suntem într-o țară creștină, și eu m-am lovit destul de des de întrebarea asta, în cine crezi, tu te duci la biserică, ce faci de Paști, adică la cine te rogi, și am zis că sunt creștin ortodox. Faptul că practic yoga este un bonus pentru mine și nu doar pentru mine, din fericire, și o văd și o înțeleg cu alți ochi. Și cred că e timpul, și am observat asta și la nivel global, în alte țări din vest, că yoga prinde din ce în ce mai mult teren, apar din ce în ce mai multe studii științifice, medicale, psihologice, care confirmă cât de eficiente sunt anumite tehnici, și că este o metodă independentă de un sistem religios, adică poate fi practicată și de budiști, de creștini, și de musulmani, și de evrei, și de toată lumea. Așa cum teorema lui Pitagora nu este a grecilor, și așa nici yoga nu este a indienilor. A fost dezvoltată și a fost dată lor, ca să zic așa. Are origine. Are origine acolo. Dar este a omenirii, până la urmă. Este o știință a spiritului, am putea zice, a corpului, a tuturor structurilor pe care le avem. Deci, este yoga o religie? Poate fi practicată de oricine? Din punctul meu de vedere, yoga poate fi practicată de oricine și nu este o religie, este o disciplină spirituală. Am putea să asemănăm cu artele marțiale yoga din punctul acesta de vedere, adică o disciplină spirituală care te învață cum să respiri, cum să te concentrezi, cum să accesezi straturile din ce în ce mai profunde ale subconștientului și inconștientului, să poți să-ți controlezi toate structurile pe care le ai la dispoziție în acest univers. Și evident să poți să operezi și exterior la un moment dat, dacă aceasta este necesar. Spiritual, să facem un pic de lumină, că toți suntem cu lumina. Cu lumina. Nu este tot una și cu a fi religios. Da, multă lume le confundă și când citim prin cărți sau pe internet sau vedem un documentar că anumite practici orientale, cum este și yoga, te face să fii mai spiritual, lumea imediat cataloguează, ok, și la cine mă închin? La cine mă rog? Depinde cum te raportezi la acest spirit. Că cuvântul spiritual vine de la spirit și are această origine, dar poți să te raportezi la spirit dincolo de toate sistemele religioase, adică la scânteia divină din noi, cum spuneam, sau la conștiință, la un Dumnezeu creator, la o divinitate creatoare, la o conștiință divină supremă, la conștiința pură. Acum mi-ai ridicat altă întrebare. Ce te faci cu acei oameni care sunt atei sau care spun despre ei că sunt atei și că nu cred în nicio divinitate de niciun fel? Pot practica ei yoga? Cu certitudine și nu numai. Chiar există cursanți care practică yoga și sunt atei și avem discuții foarte interesante despre cum să abordeze și cum să integreze această practică în viața lor. Există chiar în forma canonică, să zicem, într-una din filozofiile pe care se bazează yoga, se referă la Samkhya, care nu este neapărat teistă. Poate cunoaște și forme ateiste și se referă la mai mult la conștiință. Deci, acele forme de yoga se raportează la a-ți descoperi propria natura conștiinței.
ei o numesc Purusha, Purusha și Prakriti, de a găsi echilibru între Purusha și Prakriti, de a atinge propria natură. Deci de a-ți cunoaște propria natură. Și acolo nu mai este, de a te cunoaște pe tine în esență. Sigur. Și atunci nu mai e vorba de divinitate, de Dumnezeu în vreun fel reprezentat. Cu toate că unii, cunoscându-se pe sine, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Da, tocmai de asta spuneam că este un sistem, o disciplină spirituală și o pot asemăna cu artele marțiale, pentru că, de exemplu, artele marțiale s-au grefat pe foarte multe culturi. Adică japonezii le-au integrat în structura lor filozofică, chinezii în structurile lor taoiste, sau sunt călugării budiști de la Shaolin, care sunt budiști și practică artele marțiale. Exact. Deci, exact, asemănarea cu yoga poate fi foarte bine realizată, pentru că și yoga, ca și practică, a fost integrată în sistemele budiste, în sistemele hinduse. Sunt și multe mărturii creștine de oameni care au integrat yoga în viața lor, cum ar fi Vasile Andru sau Părintele Dușane, care au practicat yoga fiind practicanți creștini. Deci este o disciplină pe care poți să o integrezi în sistemul filozofic de credințe și valori pe care l-ai tu în acel moment. Iată și cursanți care sunt ateiști și care practică yoga pentru a se cunoaște mai bine. O să spun telespectatorilor că chiar tu ai ajuns să te botezi creștin ortodox după ce te-ai apucat de yoga. Da. Deci vreau să fac această buclă ca să cu începutul emisiunii. Și eu nu am fost botezat când eram mic, motive, să spunem, ale vremii. Da. Deci era perioada aceea ateistă, comunistă, și erau alte restricții și s-a considerat că nu. Și asta mi-a oferit privilegiu să pot să mă botez la o vârstă mai avansată, fiind conștient de alegerea pe care o fac. Foarte frumos. Și am ales tocmai unul din motive ar fi și lumina de la Ierusalim, care coboară și arată la Părintele Galeriu din la Părintele Galeriu, celebru la, Părintele da, Galeriu, la Biserica Sfântul Silvestru, și m-am botezat, dar eu am ajuns la creștinism prin înțelegerea yoga, prin înțelegerea spirituală globală. Deci, altfel, poate că nu m-aș fi apropiat de creștinism dacă nu aș fi înțeles-o din perspectivă spirituală globală. Deci, dintr-o perspectivă, hai să spunem, a științei religiilor, a istoriei religiilor, ca la Eliade. Am avut și eu câteva cazuri personale la sală, unde predau eu, și oameni care la fel nu aveau treabă cu partea spirituală, partea religioasă, erau doar interesați de yoga. În anumite pelerinaje pe care noi le-am făcut în timpul verii, au început să-L înțeleagă, să se cunoască pe sine, să-și dorească mai mult de a se apropia de ei, de a fi acasă. Și au ales, exact cum ai făcut și tu, la o vârstă destul de mare, conștienți, au ales să se boteze creștin ortodox. Spune ceva și asta. Da, și încă o dată, nu sunt sunt lucruri total diferite. Ba chiar pot să spun că în perioada de început am legat foarte mult practicile mele de rugăciune a inimii și de aceste practici, chiar de sincronizarea cu respirația, și sunt tehnici care sunt asemănătoare și în yoga, și am vizitat mari spirite pe care am avut privilegiu să le prind în viață la momentul respectiv, Părintele Galeriu, Părintele Argatu, Cleopa, Părintele Cleopa, am fost Părintele în pelerinaje. Galeriu. Da, am fost în pelerinaje, am avut trăiri foarte intense și revelații legate de creștinism și de importanța creștinismului pe vatra aceasta noastră românească, și cum a menținut aceste mănăstiri și spirit viu în ființa națională românească. Și dacă e să fac bucla înapoi, la mănăstirea Curtea de Argeș, la Curtea Domnească și în alte locuri, am descoperit și simboluri care sunt orientale. Adică am descoperit centrul coronar. Avem un istoric mare acolo. Da. La Curtea de Argeș, într-adevăr, este o mănăstire absolut fabuloasă, o biserică atât de, cum să o numesc,
mistic universal, pentru că sunt regăsite simboluri și din alte culturi, culmea, atât de sunt la vedere, încât lumea nu le vede. Am întâlnit oameni în grupul meu când făceam pelerinaj acolo, care îmi spuneau, nu putem să ocolim Curtea de Argeș, că am fost aici de 5-6 ori. Zic, mai hai o dată, că lumea nu a fost. Și după ce au văzut ce trebuiau să vadă, mi-au spus, că să știi că abia acum am fost prima dată la Curtea de Argeș. Pentru că multă lume, din păcate, intră la mănăstire, evadează din oraș, din cotidian, evadează din București, aprind o lumânare, două, merg mai departe și nu văd esențialul, din păcate. Unii. Eu în anii 90, când mergeam acolo, chiar cu grupuri, cu autocare și așa mai departe, de multe ori ghida, după ce spunea ce avea să spună, spunea, acum vă rog, spuneți dumneavoastră ca să știu și eu ce se întâmplă aici. Deci descifram pe mormântul lui Neagoie Basarab și pe mormântul soției lui. Sunt niște simboluri clari, evidente, care țin de alchimie și de ezoterism și de că tot ai spus elemente de rugăciunea inimii, studiind și citind destul de multă literatură special ortodoxă de la Sfinții Părinți, și tot făcând săpături, am văzut în anumite cărți că a existat un schimb foarte interesant de informații între părinții de la Muntele Athos și maiștri din Himalaya. Și tot studiind, am văzut că această tehnică, această rugăciune de a spune, de a repeta numele lui Dumnezeu, de a repeta numele divinității pe respirație, pe inspir și pe expir, a pornit din India, și ei, am găsit-o și la budiști, am găsit-o și la evrei, am găsit-o și la noi în creștinism și se pare că au și musulmani. Asta mi-a dat de gândit și m-a făcut să fac și alte săpături. Lucrez la o carte în direcția asta. Sper să apară cât mai curând, că am multe începute și... Chiar noi am avut de curând o discuție pe tema asta, apropo de... Și eu și tu am fost în Ladakh, într-o zonă din India, dar care este zona tibetană budistă, și eu îl ascultam pe Eliade și citeam din Eliade că el a văzut o asemănare între mănăstirile de la Athos, cele creștine și cele budiste, și mie la vremea respectivă când citeam mi se părea că nu prea vedeam legătura, și dar totuși nu puteam să contest un astfel de nume, Eliade. Eram contrariat și am zis, hei, asta e. Așa o fi. Și când am ajuns acolo, într-adevăr, ritualistica, arhitectura, foarte multe asemănări între foarte mult și în arhitectură. Eu, mergând și la Muntele Athos, am putut vedea legătura. Într-adevăr, sunt foarte multe puncte comune și o să discutăm pe tema asta în extenso într-o altă emisiune, pentru că în vară vom face o emisiune mai complexă la Sfântul Munte Athos. Și după ce vom avea niște filmări de acolo, vom putea face o emisiune dedicată legăturii între Muntele Athos și Tibetul neocupat din nordul Indiei, zona Ladakh. Dar să revenim la yoga. Ce este yoga până la urmă? Un complex de practici și elemente care te ajută să te cunoști mai bine, să îți cunoști natura proprie mai bine, să controlezi anumite procese interioare care țin de corp, de minte, de spirit, de emoții și care te ajută să devii o altă ființă. Să înțeleg că aceste tehnici au apărut pe pământ pentru că probabil cineva undeva de sus sau din altă parte a considerat că ne-am îndepărtat de noi. A fost nevoie de această apariție. Pentru că dacă yoga ne ajută să ne cunoaștem pe noi, o întrebare de bun simț, cineva ar spune, eu nu mă cunosc pe mine. A doua întrebare, ne cunoaștem cu adevărat esența proprie? Pentru că să nu uităm că anual în lumea științifică și în lumea
medicală, apar din ce în ce mai multe descoperiri legate de om, legate de minte, legate de corp, în fiecare an. Și rămân surprins mereu și mereu câte se mai pot descoperi. Asta arată că cât de multe sau cât de puține știm despre corpul uman. Și despre noi, și despre mintea noastră, despre suflet, despre energie, despre multe. Aici mi-ai ridicat o minge la fileu care nu pot să o ratez. Eu predau informatică medicală și sunt conectat și la partea științifică a, să zicem, a acestui element. Și există studii din ce în ce mai multe care sunt studii științifice care arată și evidențiază efectele meditației, efectele practicii meditației și efectele acestor genuri de practici asupra sănătății și asupra minții umane și asupra structurilor psihologice ale minții umane. Adică sunt studii la meditația transcendentală din anii 70, s-au făcut sute, mii de studii. Putem dezvolta subiectul ăsta cu meditația transcendentală și studiile după o mică pauză publicitară. Am revenit în emisiunea Știința Sacră, o emisiune în care vom aborda absolut toate subiectele legate de partea orientală, de partea de parte spirituală, parte religioasă. Vom aborda la nivel holistic. Subiectul de azi este yoga și am integrat-o fără să vrem și cu partea creștină, cu invitatul meu Ionuț. Vorbeam înainte de pauza publicitară de studiile făcute în perioada anilor 70, studii făcute la nivel științific, medical, studii măsurabile pe aparatură, ale meditației transcendentale. Da. Sunt sute mii de studii care arată efectele meditației asupra și pentru asta ar merita, o să menționez doar câteva. Ar merita făcute emisiuni întregi despre studiile care s-au făcut. Sigur că da. Și, și progresul pe care l-au făcut neuroștiințele și este un subiect care știu că îți place foarte mult. Și cu certitudine vor fi emisiuni dedicate. Dar și mai nou chiar există o tehnică de mindfulness care este foarte simplă, este preluată din niște forme budiste mai mult, de a fi atent doar la corp sau la respirație și care iarăși sunt făcute foarte multe studii despre efectele acestei forme de meditație asupra sănătății, asupra minții. În general, ele produc o stare de eliminare a tensiunilor, a angoaselor, a stresului, o stare de liniștire a minții, de calm, de procesele fiziologice se schimbă, respirația devine mai profundă, mai lentă, mintea devine mai calmă, acceptarea față de cei din jur, relațiile interpersonale se schimbă în bine și așa mai departe. Sunt foarte multe efecte. Despre asta merită să discutăm o emisiune întreagă. O să avem o emisiune dedicată doar meditații și efectele și studii asupra meditației. Știu, e un subiect pe care pe mine mă pasionează în ultimii ani și sunt fascinat și mă bucur că știința confirmă din ce în ce mai multe metode și tehnici orientale care au mii de ani, pe care niște oameni le-au descoperit și le-au descris cu efecte și contraindicații unele, anumite tehnici, cu mii de ani în urmă. Pentru mine este fascinant că acei oameni știau acele lucruri atunci, când nu exista internet, nu existau calculatoare, nu exista această aparatură de măsurat, iar acum știința vine și demonstrează exact aceleași lucruri. De asta în vest a și prins atât de mult partea de meditație și partea de yoga, pentru că aceste studii și-au spus cuvântul. Au fost și bine promovate, sunt foarte multe cabinete de, în care profesează psihologi și medici care adoptă din ce în ce mai mult acest gen de tehnici simple. Nu intră nimeni în filozofie. Dar sunt tehnici care trebuie doar să le faci. Și atât.
Chiar la o conferință de informatică medicală, un coleg de-al nostru a adus niște aparate foarte simple în care să identificăm stările creierului alfa, beta și așa mai departe și monitorizam cum îi se schimbă starea într-un moment sau altul în funcție de cum gândim sau ce facem. Sigur că da, acum este foarte ușor să demonstrezi astfel de lucruri, înainte și după o meditație. Eu mă bucur pentru că acum 20 de ani când eu m-am apucat de yoga, trebuia să cred instructorul sau trebuia să cred ce vedeam, ce citeam prin cărți. Nu era internetul o forță cum este acum. Nu erau atât de multe studii date publicității și sunt oameni care sunt mai de natură rațională, mentală și la ei nu merge cu să înghiți gălușca. Au nevoie de confirmări de genul ăsta. Și studii de gen, așa cum au apărut în ultimii ani, sunt foarte bune pentru ei. Da, și chiar din câte știu de la puțin timp după ce te-ai apucat, ai avut privilegiu să vezi unele din primele aparate de evidențiat aura din România. Și ai văzut evidențieri obiective ale aurei și cum se schimbă aura sau chiar cum un subiect putea să ducă un anumit curent subtil dintr-o zonă a corpului în alta și se vedea, se obiectiva prin aparat. Și în funcție de starea pe care o aveai și atunci când știi că orice stare pe care o ai îți influențează în mod direct și instant aura sau câmpul electromagnetic, cum îl numește știința, ceea ce mănânci te influențează în mod direct, ce muzică asculți, ce vorbești cu oamenii, atunci începi să fii mult mai atent la toate astea, la postura corporală, ca să ne întoarcem iar la yoga. Pentru că lumea în general cunoaște yoga prin, în general de pe internet, filme, cărți, prin posturile corporale, numite asane. Dar yoga nu este doar postură corporală, e mult mai mult, e doar o etapă. Nu? Din câte... Există un trend acum și foarte mulți occidentali sunt mulțumiți de partea, să zicem, fizică, pentru că mergând multe ore la serviciu și după aceea au nevoie de un moment de destresare de... și uneori foarte multe studiouri sau școli au integrat yoga pentru occidentalul care este grăbit și practic e o ședință de yoga fitness, cam așa. Care e bună și aia, e dar foarte bună, dar este yoga. Dar pierde din esență, din sistemul yoga al celor 8 ramuri, celelalte etape care țin de respirație, resorția simțurilor, concentrare, meditație și stări înalte de conștiință, adică care de fapt toate acestea alcătuiesc yoga. Să ai, și dau acea stare de bine. Dau acea stare de bine, să ai un cod moral și etic, să ai o anumită atitudine, să ai o anumită energie, să ai o anumită practică care să te conducă către aceste etape superioare. Să ai un stil de viață sănătos. Mi-am adus aminte o discuție pe care am avut-o cu niște călugări, cu niște pusnici, niște preoți la Muntele Athos, că tot ca să se pare că merg mână în mână în emisiune. Și eu nu m-am ferit să spun că yoga, că practic yoga, chiar dacă eram la Muntele Athos, chiar dacă erau preoți pe lângă mine, pentru că eu știu ce înseamnă yoga, nu ce cred alții. Elia de-a spus-o foarte frumos, yoga nu poate fi criticată decât de cel care o practică, iar cel care o practică nu o va critica niciodată, pentru că nu ai cum să critici ceva ce îți face bine și îți dă o stare constantă de relaxare, de împlinire. Și am întrebat pe acei părinți ce știu ei despre yoga. Și au lăsat capul în jos. Ei știau că nu e bine, dar un argument nu mi-a adus nimeni. Pentru că nu putem să aruncăm cu noroi într-un sistem vechi, de milenar, de mii de ani, doar pentru că așa cred eu. Și că așa mi s-a spus. Face asta, sau că așa mi s-a spus. O discuție constructivă, o discuție științifică, ca să rămânem și pe linia asta, se face pe argumente, concret. Bineînțeles că fiecare pădure are uscătura
au fiecare pădure e cu uscăturile ei, dar găsim nod în papură peste tot dacă vrem. Dar hai să vedem frumusețea și hai să vedem beneficiile și hai să vedem cu adevărat esența. Pentru că un om cum a fost Mircea Eliade, cu siguranță a fost impresionat în vizitele lui în India de esența yoga, pentru că altfel nu ar fi scris atât de multe cărți despre acest sistem. Și este un etalon, tot discutam zilele trecute că Mircea Eliade este o somitate și la Universitatea din Chicago și ce a scris el rămâne etalon pentru toate marile universități din lume, după care se și predau acolo. Cărțile lui sunt numărul 1. Chiar adică avem un român care ne reprezintă. Care ne reprezintă cu succes, cu o imagine excepțională. Și pot să povestesc o mică întâmplare. Tot în Ladakh, în Leh, am ajuns la o mănăstire budistă condusă de un călugăr japonez care a făcut ritualul de acolo specific. Slujba. Slujba lor, cum ar fi. Da. Și după meditațiile și ce s-a făcut acolo, vorbea cu fiecare în parte tu de unde ești și spunea ceva drăguț. A, am fost și eu la Londra, a, Barcelona, nu știu ce. Și eu eram foarte curios. Zic, ce o să zic ăsta despre România? Eu din România, ce o să zic? Da. Și când am zis că sunt din România, a zis, a, Mircea Eliade, am citit Mircea Eliade, excepțional, nu știu ce. Și discuția noastră a luat-o cu totul altă turnură și am fost chiar... A fost o discuție deosebită. Am referit la stări de conștiință, la mantre, la... Da, Mircea Eliade este citit și în străinătate foarte mult. Și am întâlnit asta în Japonia. Am întâlnit un bătrân care chiar știa. Am văzut surprins. Am văzut revistă numai cu articole făcute despre studii. Deci alții care scriau despre studiile lui Eliade. Deci, da. Într-adevăr, excepțional. E păcat că nu se promovează la atât cât ar trebui și la noi în țară, pentru că tineretul știm că are nevoie să-și conștientizeze rădăcinile și valorile din care ei fac parte. Pentru că spiritul lui Eliade și al celor care au plecat peste hotare după al doilea război mondial e tot aici. Ei, chiar dacă au plecat în alte țări, rădăcine tot aici le-au. Și au lăsat ceva aici. Ne-au lăsat o moștenire. O moștenire. Să ne întoarcem la yoga. Cine poate practica yoga? Că eu mă lovesc des de întrebarea asta. Mă sună lumea și îmi spune, dar eu pot practica că n-am făcut mișcare de foarte mult timp. Sau pot practica, nu pot să-mi pun piciorul după cap. Sau am 100 de kilograme. Sau. Și lumea se condiționează pentru că probabil se raportează la pozele și filmările văzute pe internet. Da, chiar pe internet există acum filmări cu persoane de 100 de ani care practică yoga, cu persoane care au probleme de supraponderabilitate și care practică cu succes yoga și explică tocmai că nu despre asta este vorba, nu de a-ți pune piciorul după cap și nu despre a fi gimnast și a face, ci de a te cunoaște mai bine, de a-ți integra stările mai bine, de a-ți pune corpul în mișcare, de a avea această stare de împlinire de bine, pe care o avem din ce în ce mai rar, pentru că trăim într-o societate care nu știu cum fac, totul e pe rapid înainte, totul, și ne îndepărtăm de noi, de esență. Efectiv, că am stat și am studiat toate tehnicile apărute în țară, venite din Orient sau de prin Statele Unite. Care mai de care mai pompoase, fiecare cu reclama și marketingul de rigoare. Toți promit o întoarcere la sine. Toți vor să ne aducă către noi, către acasă. Și am stat și m-am tot întrebat. De ce toți vor asta? Chiar avem nevoie de asta? Și religia la fel. Orice religie te împinge tot către Dumnezeu, tot către o întoarcere a noastră la origini. Pe religie, nu? Te reconecta. La starea asta de zero. A relega. Și am stat și m-am gândit, chiar suntem atât de departe? Paradoxal, suntem parte din esență, dar suntem departe
nu de origine, ci de a ne conștientiza acea stare de sine. Că noi nu suntem în afara creației, suntem parte din creație. Dumnezeu nu este separat de creația Lui. Și prin toate metodele astea le-am pus cap la cap pe toate și am văzut că scopul lor, mai mult sau mai puțin, unele mai rapide, altele mai puțin rapide, este să ne aducă tot înăuntrul nostru, tot să ne regăsim și să-L pregăsim pe, să regăsim Divinul în noi. Fiecare cu metodă proprie. Dar referitor la acea yoga fitness făcută foarte mult în vest, a prins foarte mult în Occident și în Statele Unite, din câte știu, este mare trend acum cu yoga, aproximativ 10% din populația Statelor Unite este legitimată la un club de yoga, ceea ce mi se pare fabulos cât de mulți oameni se apucă de acest sistem. Și am stat și m-am gândit, ok, este în stil fitness. Cu siguranță din toată masa asta critică sunt oameni care vor căuta și mai mult și se vor duce mai în interior și vor trece și la partea de respirație, la partea de meditație, care deja este cu totul altceva. Dar, repet, chiar și așa, la cât de sedentari sunt oamenii în ziua de azi și la cât de mult stai în scaunul de la mașină și la serviciu, și fitness de-ar face lumea și tot ar fi bine. E minunat și dacă mai și respiri puțin mai lent și te și concentrezi pe ceva, e o mare realizare deja. Pentru că accentul cade preponderent pe flexibilitatea articulațiilor și a coloanei vertebrale și a detensionat toată zona asta. Și e un subiect pe care pe mine mă fascinează de peste 15 ani, coloana vertebrală. Pentru că de ea sunt strâns legate, intim legate toate organele interne și multe stări emoționale. Chiar cred că acum vreo 2 ani de zile, tot aici la 6 TV am avut o emisiune legată de interdependența corp-minte-emoție. Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că postura corporală îți imprimă o stare interioară și starea interioară în timp îți modifică postura corporală, acel limbaj al corpului. În yoga se pune foarte mult accent pe verticalitate, pe sănătatea coloanei vertebrale. Eu pun foarte mult accent la curs pe asta. Mereu le spun oamenilor să stea drepți. Și tot am ajuns în zona asta să discutăm un pic despre beneficii. Pentru că multă lume... Am discutat subiectul că yoga nu este o religie. Telespectatorii, probabil unii dintre ei, vor vrea să continue în orașele din care ei fac parte, unde locuiesc. Bun, caut un curs de yoga. Dar de ce m-aș duce la un curs de yoga? Ok, nu trebuie să mă închin la nimeni. Rămân în credința mea. Dar de ce m-aș duce? Dincolo de starea asta de bine. Că unii vin și pentru a remedia anumite probleme. Cei mai mulți pornesc de la remedia un anumit dezechilibru, fie că ține de sănătate, fie că ține de minte, de emoții. Fiecare pornește de la un punct al lui și vrea să echilibreze ceva în el. O afecțiune, o problemă, eu știu, o situație de viață și așa mai departe, care îl împinge să se cunoască mai mult, să vrea să se transforme, să se regăsească în practicile acestea. Și atunci el va, în aceste, exact cum spuneai, prin aceste practici, el reușește să găsească un sistem, din punctul meu de vedere, foarte complex și complet în sine, de practici, care ajută exact să găsești acel echilibru minte-corp-spirit. Deci, acea aliniere. Și pentru că spuneai de coloana vertebrală, foarte multe practici se referă la, nu numai la posturile corporale, ci și la curenții energetici și echilibru energetic al chakrelor și al energiei pe coloană. O mică paranteză, te rog. Un alt aspect demonstrat științific, partea asta de energie, pentru că un subiect destul de controversat în yoga a fost partea nevăzută. Și nu numai în yoga, și în alte sisteme orientale. Pentru că, în general, omul când nu vede ceva tinde să nu creadă.
Dar să nu uităm că nici curentul electric nu-l vedem. Nu vedem foarte multe lucruri, nu vedem un atom cu ochiul liber. Nu avem capacitatea încă de a vedea și de a simți multe lucruri. Asta nu înseamnă că nu există. Deja au fost puse în evidență prin fotografiile NF Kilian. Exact. Și există sisteme din ce în ce mai sofisticate de fotografiere a aurei, atât acelei eterice, să zicem, bioenergetice, cât și acelor mai subtile, care țin de corpul emoțional și de corpul mental. Există din ce în ce mai multe tehnologii care se dezvoltă și evidențiază aceste structuri. Și este știința... Mulți, Valeriu Popa spunea că este știința viitorului. Eu spune că suntem acum în acest proces, pentru că el spunea asta acum 20-30 de ani, suntem în acest proces, că această știință evidențiază toate aceste procese și le pune în evidență și toate aceste cercetări aduc și evidențiază și pun într-o justă măsură aceste elemente. O să facem o emisiune legată pe subiectul ăsta, am tot discutat noi separat, pe o argumentare științifică a ceea ce ține de meridiane energetice și chakre. Din fericire, soții Kilian nu au fost singurii care au lucrat în domeniul ăsta pentru a evidenția și a vedea lumea nevăzută, da, prin fotografiarea câmpului electromagnetic, ci și românii au lucrat în direcția asta. Prin anii 70, Florin Dumitriu a pus bazele unui aparat electronograf care se bazează pe alte principii științifice de a fotografia acest câmp energetic nu doar la om, ci și la plante și la animale. Și ce m-a impresionat foarte mult în direcția asta a fost că ei, toată echipa fiind de natură științifică și erau destul de ancorați în planul ăsta, au plecat de la ideea de a demonstra că nu există partea asta nevăzută și când au fotografiat chakrele unora dintre ei, din comisie, din echipa care a lucrat la acest proiect, fotografiile ieșite arătau exact cu desenele făcute de maestri yoghin cu câteva mii de ani înainte, deci aproape că le puteai suprapune. Și erau ce au desenat ei, ce puteau vedea cei maestri acum 2-3 mii de ani, acum un aparat inventat în România arată aceeași chestie. Mie mi s-a părut absolut fabulos. Din păcate, puțină lume știe de acest subiect, de asta și vreau să facem o emisiune cu multe planșe și multe fotografii și multe materiale în direcția asta, pentru a arăta că cu toții avem acest câmp energetic, acest câmp electromagnetic, pe care nu știm să-l dezvoltăm, nu știm să facem ceva în direcția asta. Dar yoga ajută foarte mult și apar din ce în ce mai multe studii care demonstrează toată povestea asta. Ceea ce e foarte bine. De asta cred că este și titlul emisiunii. Știința sacră. De asta am pus titlul, pentru că avem parte de foarte multe materiale științifice și medicale, foarte multe studii incontestabile și este foarte bine. Lumea trebuie să afle toate astea și să le vadă mai ușor, să le vadă mai simplu, să nu mai vadă partea asta complicată a lucrurilor. Yoga este simplu, trebuie doar să o faci. Știu că medicina, anumite organizații ale medicinei au acceptat acum vreo 10 ani acupunctura. Au integrat-o oficial în medicină. S-au zbătut cei destul de mult, din câte știu, să fac un dosar bun și credibil cei cu acupunctura, școlile din China. Dar acum este acceptat unanim. Se știe că ei merg pe acele meridiane energetice, iar nu sunt văzute, niciun medic nu le-a văzut, niciun chirurg nu a descoperit un meridian energetic la chirurgie, nu ies nici pe RMN. Și cu toate astea ele există. Și e că nici sentimentele nu le vedem. Nimeni, un chirurg nu a scos niciodată la operație un exces de iubire de la cineva care să-i facă rău sau o supărare sau mintea cuiva.
sau, nu știu, orice altceva, o emoție. Cu toate astea le avem. Cu toții ne-am îndrăgostit, cu toți am fost triști, cu toți am fost supărați, cu toți am fost bucuroși, împliniți, liniștiți, stările astea pe care noi le avem, dar și ne impactează în mod direct corpul și din punct de vedere electrochimic asta se știe, că o emoție modifică instant și pH-ul. Deci, invizibilul, partea nevăzută a ființei umane, modifică în mod constant și instant vizibilul, corpul ăsta fizic pe care îl vedem. Lucrurile așa ar trebui spuse și descrise în emisiuni și nu doar aici, ci peste tot și în manuale. Și oamenii ar vedea altfel, altfel s-ar orienta către ei, altfel s-ar căuta pe sine, indiferent de cale. Sunt foarte multe căi bune, yoga e una dintre ele, indiferent pe care o alegi. Important e să apuci să mergi pe ea. La întâlnirea aceasta între Orient și Occident, noua paradigmă legată de știință, de fizică cuantică, de ADN, de ultimile cercetări, toate acestea s-au mixat în plan spiritual și foarte multă lume vorbește de fizică cuantică, de ADN, de cele mai noi descoperiri, de câmpuri energetice, de matrice. Și în această nouă paradigmă, trendul pe care l-am văzut eu și cred că se va dezvolta în continuare este de a scoate yoga din acea haină a misticismului, uh-huh, și aduce-o exact în zona aceasta științifică, în care sunt obiectivate palpabile, sunt obiectivate procesele, sunt obiectivate procese aurice, aure, procese bioenergetice, efecte, și ele se traduc, deci foarte multe ori am observat, printr-un mix cu această tendință care vine din direcția psihologiei, prin programare de neurolingvistică și cursuri de dezvoltare personală, se dezvoltă o nouă știință, să spunem așa, care e pentru omul modern și care îl ajută să se dezvolte, să se cunoască mai bine. Exact genul de trend body, mind, spirit, să aliniem toate pentru cele trei. Pentru că nu știu cum s-a făcut de... Am ajuns la finalul emisiunii. Subiectul nu o să-l terminăm, cred că, niciodată. Și îmi face mare plăcere să discut cu tine, știi asta mereu. Să închem cu o idee, un gând pentru telespectatori. Eu am să închei cu a spune telespectatorilor că în curând vom avea inserată și o pastilă de gătit. Va fi o rețetă a săptămânii, lacto-vegetarian. Vom încerca să impresionăm, să le dăm oamenilor și o alternativă sănătoasă la gătit, iar ideea, forța a emisiunii de gătit va fi doar iubire și mâncarea ta va fi la fel. Ce frumos! Eu nu ți-ți mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță o să mai fii invitat aici la 6 TV în emisiune. Avem multe subiecte pe care le putem dezbate pentru telespectatori. Și te mai așteptăm. Mulțumesc.